Hei, salutare și bine v-am regăsit! Astăzi urmează să avem un episod în care discutăm despre skincare. Ce folosesc în ultima vreme în materie de produse de îngrijire a tenului, procesul de demachiere, procesul de hidratare, procesul de, protecție a tenului împotriva razelor solare. Știu că n-am mai făcut de multă vreme un clip de acest fel, motiv pentru care astăzi vreau să vă prezint care sunt ultimele produse pe care au ajuns la mine și pe care le-am testat în ultima vreme. Unele sunt foarte noi lansate pe piață, tocmai de aceea m-am gândit că ar fi un prilej bun să le amintesc în acest clip. Poate vă interesează și pe voi să aflați care ar fi niște produse noi pe care le-ați putea testa în ceea ce privește rutina voastră de îngrijire a tenului. Așadar, începem cu începutul și primul lucru și care din punctul meu de vedere este esențial, peste care nu ar trebui să sărim indiferent de ora la care ajungem acasă, este procesul de demachiere. Și în altă ordine de idei, aș vrea să vă arăt care sunt două dintre produsele pe care le-am folosit cel puțin în ultima lună constant, în fiecare zi. Un produs despre care probabil ați mai văzut multe pe pagina mea de Instagram și anume acesta de la Vichy Normal Derm Phyto Solution, cam așa arată. Este un gel de curățare purifiant care se adresează mai mult unui ten cu tendință acneică, un ten gras. Curăță foarte bine tenul. Acest gel îl folosesc atât dimineața cât și seara ca să dau jos machiajul rezistent la apă sau nu neapărat. Ce spumă destul de repede, ajung două pompițe și este un produs de care sunt foarte încântată. Un alt produs cu o consistență ceva mai grasă, dar care îmi place foarte mult și mi se pare că este și ca un fel de scrub, este acest produs de la Yves Lom, cam așa arată. Nu știu dacă focalizează, sper că puteți să-l vedeți. Este achiziționat de pe Look Fantastic, oricum eu voi încerca să vă las link către toate produsele pe care le pomenesc în acest clip, astfel încât să vă fie mai ușor să ajungeți la ele dacă sunteți interesați să le testați. Acesta are o consistență ceva mai grasă, v-am spus, și vine cam așa. Curăță foarte bine tenul, curăță și totodată hidratează. După acest produs mi se pare că fața rămâne mult, mult mai hidratată, îmi lasă pielea foarte, foarte catifelată, lucru care îmi place la nebunie, dar v-am spus, mi se pare că este destul de gras și dacă aveți tenul foarte încărcat, nu știu dacă este cea mai bună variantă pentru voi. Ăsta ar fi mai mult un produs pentru tenul uscat, iar acesta ar fi mai mult un produs pentru tenul gras. Eu vă dau din fiecare câte unul, dar să știți că ăsta se adresează, se potrivește foarte bine unui ten uscat, mai ales că lasă pielea destul de hidratată. Mergând mai departe, ajungem și la cremele pe care le-am folosit. Eu sunt foarte atentă să folosesc cremă pentru toată fața, dar și pentru zona ochilor. Zona ochilor este o zonă mai sensibilă care necesită o îngrijire specială. Acolo apar pentru prima dată ridurile fine, acolo simțim noi că ar trebui să punem puțin accent mai mare pe acea zonă. Așa că eu sunt foarte atentă să folosesc produse speciale pentru zona ochilor. Așadar, avem aici mai multe produse. Voi începe cu un produs pe care l-am terminat. Este un produs pe care l-am folosit aproape 2 luni de zile, cam atât m-a ținut, dar țineți minte că l-am folosit zi de zi, atât dimineața cât și seara, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este achiziționat tot de pe site-ul Look Fantastic și încerc să vă las un link ca să îl găsiți. Acesta este produsul, cam așa arată. Este un gel de ochi care se aplică în zona ochilor cu acid hialuronic și arnică. Lasă așa o senzație de cooling, de răcorire a zonei din jurul ochilor și mi se pare foarte, foarte faină. Dragon's Blood Eye Gel, cam așa se numește, și vine și cu într-un ambalaj foarte drăguț și ușor de folosit. Este efectiv o pompiță care se apasă și pe aici este produsul. V-am spus că l-am folosit atât dimineața cât și seara, deci m-a ținut 2 luni de zile. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult cum se simte. Staurează, are acid hialuronic care ajută hidratarea, arnica reduce acea senzație de ochi umflați. Deci ăsta este un produs pentru ochi pe care chiar vă recomand să-l încercați. Mi-a plăcut foarte mult, mi s-a terminat și cred că este produsul pe care îl voi achiziționa cât de curând, pentru că mi s-a părut foarte fain. Apoi, mergând mai departe, un produs pe care cu siguranță l-ați mai văzut la mine este Mineral 89 de la Vichy. Și acesta mi se pare super fain, mai ales în perioada caldă, când mi se pare că este
super fresh pentru față și nu încarcă sub nicio formă tenul. Intră foarte repede în piele și mi se pare că își face efectiv treaba foarte bine. După cum vedeți, este deja aproape gata pentru că l-am folosit în fiecare zi. Este un produs bun atât pentru tenul gras cât și pentru tenul uscat, deci cu siguranță puteți să-l folosiți liniștite dacă doriți. Și mergând mai departe la un produs care este foarte nou, pe care încă l-am folosit de prea puține ori ca să vă spun foarte multe despre el, însă pare promițător și eu cred că este un produs destul de bun. Este acest produs de la HM Laboratories pentru hidratare, restructuring, skincare, wrinkles, puffiness, dark circles. Cam așa arată. Este un produs special pentru zona din jurul ochilor, așa arată. Mi se pare că se aplică foarte ușor și vine într-un ambalaj destul de fain. Pentru mine, cel mai important atunci când mă uit la un produs pentru această zonă, este foarte important să intre foarte repede în piele și să hidrateze pielea. Nu vreau să-mi rămână pielea unsă, nu vreau să-mi rămână pielea să simt că mai am încă produs acolo, este foarte important să intre repede în piele. Am bifat demachierea, am bifat hidratarea din jurul ochilor și urmează să vedem ce produse folosesc pentru toată fața în ceea ce privește hidratarea, pentru că din punctul meu de vedere, un ten bine pregătit sau pe un ten bine pregătit se va așeza altfel machiajul, altfel va sta fondul de ten, altfel va arăta fața și altfel va străluci fața. De aceea eu consider că este foarte important să acordăm o prioritate produselor pe care le folosim și mai ales ritualului de îngrijire de demachiere și hidratare al tenului. Bineînțeles, este foarte important și să mergem la un tratament din când în când, să ne scoatem punctele negre, să curățăm, să exfoliem, să hidratăm intens la un tratament făcut de un specialist, însă și rutina de îngrijire pe care o facem acasă cântărește foarte mult în ecuația finală. Mergând mai departe, un produs care a ajuns la mine destul de recent, un produs foarte fain de care sunt efectiv îndrăgostită, mai ales în perioada verii, mi se pare foarte tare produsul ăsta. Este tot de la Vichy Mineral 89, cam așa arată. Voi știți că mai era un gel asemănător cu cel de la Mineral 89. E bine, ăsta este un fel de ser concentrat. Este, vine așa cu pompiță. Se aplică super ușor pe față. Intră foarte repede în piele și ce place cel mai mult este faptul că îți lasă tenul atât de hidratat și atât de mătăsos. Nu simți că ți-ai pus niciun produs pe față, mai ales în sezonul cald. Mi se pare că este esențial și dacă ai un ten gras, să nu simți nimic pe față, să-ți intre, să hidrateze, să-și facă treaba, dar să nu rămână nicio peliculă din aceea usuroasă pe față. Cred că de toate produsele de la Vichy din gama asta, Mineral 89, eu sunt foarte încântată, așa cum ați văzut, și de gelul pe care, din păcate, nu l-am să vi-l arăt, dar cred că îl cunoașteți voi, gelul Mineral 89, care este un gel perfect pentru vară, super fresh și super hidratant. Tot de la Vichy, o cremă de față care din punctul meu de vedere este super faină, doar că are o textură ceva mai grasă și cumva rămâne o peliculă pe ten, dacă nu vă deranjează, este aceasta Vichy Neo Vadiol, cam așa arată. Am spus că are o textură ceva mai grasă față de gel. Deci este o cremă care se adresează unui ten normal și mixt, se rupe destul de repede în piele, doar că are o textură ceva mai diferită față de acest ser, deci acest ser efectiv nu îl simțiți pe piele. Crema aceasta lasă cumva o peliculă, însă mie îmi place foarte mult. Pe timp de zi și înainte de aplicarea machiajului eu folosesc această cremă ca bază de machiaj și mai apoi aplic crema cu protecție solară. Vă las link și către aceasta să o găsiți dacă sunteți interesate. Iar mai apoi, pentru persoanele care sunt interesate de acest subiect și anume riduri, să știți că cei de la HM au lansat un produs foarte fain, este un ser intensiv anti-riduri și cred că este mai bine să prevenim decât să combatem, așa că nu strică să folosim sau să introducem în rutina noastră pe aici pe acolo un ser intensiv anti-riduri, cum este acesta de la HM. Acestea sunt produsele pentru îngrijirea tenului de hidratare pe care le folosesc în ultima vreme și care s-au și lansat destul de recent pe piața de beauty. Mergem mai departe și pentru că este vară și consider că este mai mult decât esențial să ne protejăm
tenul, fața mai ales, că fața este expusă în permanență razelor solare și cred că este foarte important să avem grijă de ea. O să vă fac o recomandare de două produse cu factori de protecție care, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune, pe care eu le folosesc an de an și în fiecare zi. Încep cu produsul acesta de la Vichy cu SPF 50. Așa arată. Este o cremă pentru față cu protecție solară de 50, SPF 50, sper că se focalizează. Este un produs destinat celor cu tenul gras pentru că matifiază. Este un produs care protejează, matifiază și totodată ține sub control excesul de sebum. Știu cum este vara pentru cei care au tenul gras. V-am spus că eu am un ten mix și în partea de sus se vede că este așa. Motiv pentru care acest produs Vichy Capital Solar, așa se numește, este un produs special gândit și conceput pentru persoanele care se confruntă cu această problemă. Nu rămâne pe față, nu îl simți sub nicio formă pe față, îl aplicați într-o cantitate destul de mică și rezistă și intră repede în piele, nu rămâne alb, nu rămâne unsuros, nu rămâne uleios, nu simțiți deloc, este un produs chiar super fain. Iar apoi, pentru cei cu un ten normal sau uscat, vă recomand un produs de la La Roche-Posay, tot așa cu SPF 50, este acesta și arată cam așa. Este un produs foarte lejer pe față, îmi place puțin mai mult acesta pentru că nu se simte deloc pe față, este efectiv, are o textură ceva mai apoasă, se întinde foarte ușor și nu se simte deloc, nu se vede deloc, efectiv intră super repede în piele și din punctul meu de vedere este mai potrivit pentru mine. Trebuie neapărat să-l agitați foarte bine înainte pentru că v-am spus că are o textură ceva mai apoasă față de acesta, acesta este ceva mai dens. Dar acesta are o textură mai apoasă și este efectiv invizibil pe față. Nu o să-l simțiți, nu o să vă deranjeze, pentru că știu că de cele mai multe ori asta este cea mai mare problemă cu aceste produse de protecție solară, că le simți pe față. E bine, sub nicio formă cu acesta nu veți avea nicio problemă, nu se simte pe față, nu vă incomodează nici într-un fel și puteți să aplicați apoi machiajul liniștite. Dacă se întâmplă să uitați să vă aplicați factor de protecție înainte să vă machiați, să știți că cei de la Garnier au lansat un produs foarte fain, se numește Over Makeup Super UV, este un spray de fapt care se aplică peste machiaj în cazul în care doriți o extra protecție sau în cazul în care ați uitat să vă aplicați protecția solară înainte să vă faceți make-up-ul. Se agită foarte bine înainte, să fiți foarte atente, pentru că altfel vă puteți trezi cu niște pete albe pe față. Are și acid hialuronic și protejează foarte bine de razele solare. Este un produs care, din punctul meu de vedere, este foarte fain și vă spun și de ce. Ok, eu mi-aplic tot timpul factor de protecție înainte. Se întâmplă să uit, bineînțeles, dar dacă se întâmplă să uit, mă bucur că am produsul ăsta. Este bun și de luat cu tine în geantă, pentru că știți foarte bine că odată la câteva ore este indicat să ne reîmprospătăm factorul de protecție, când o ține toată ziua, nu este de ajuns să aplicăm dimineața la 6 și să plecăm și să uităm de el. Este foarte important să-l aplicăm pe tot parcursul zilei, motiv pentru care consider că acest produs este foarte bun. Efectiv, îl scoți din geantă, dai un jet și ești asigurată și protejată de razele solare. Nu sunt speriată de razele solare, însă știu că dacă nu ai grijă și zi de zi, zi după zi te expui în fața soarelui, fără să te protejezi, te trezești cu o grămadă de pete, cu riduri accentuate și o grămadă de alte probleme de aici. Motiv pentru care prefer să am grijă decât să mă trezesc cu niște surprize pentru care nu sunt pregătită și pe care nu le vreau. Încerc să vă las link și către acest produs. În mare, dragilor sau dragile mele, cam acestea sunt produsele pe care le includ eu în rutina mea de îngrijire a tenului în perioada verii. Sper că vă sunt de folos și sunt foarte curioasă dacă ați testat câteva dintre aceste produse și dacă le-ați testat, dați-ne și nouă un feedback să vedem cum au fost pentru voi. V-am spus că fiecare produs diferă de la o persoană la alta și cred că este foarte important, în primul rând, să știm ce nevoie are tenul nostru, iar mai apoi să testăm produse care sunt gândite și făcute special pentru nevoile acestuia. Până data viitoare, nu uitați că ne vedem pe Instagram, aveți toate link-urile în descriere, atât către conturile mele de social media, cât și către produsele pe care vi le-am prezentat în clipul de astăzi. Mua! V-am pupat, să aveți o vară frumoasă!